Aș vrea să încep acest episod pentru că sunt cu bagajul la ușă, plec în doar câteva ore către aeroport, către o experiență de o lună as nomad digital în Asia, așa că zic să-i dăm drumul la episodul cu numărul 2 din Freelancer Talk. Vă super mulțumesc pentru cum l-ați primit pe primul, bineînțeles că se putea și mai bine și sper în continuare că dacă ăsta este cel din tâi clip pe care îl vedeți legat de acest subiect despre freelancing cu freelancer și despre freelanceri, să mergeți să-l vedeți și pe primul, deoarece vă spun și mai multe despre ce cu seria asta nouă pe canalul meu pe Lumi Travels, ce veți să vă întâmpla aici, ce veți descoperi și cui este ea dedicată. Zic să-i dăm drumul pentru că am destule să vă povestesc și nu vreau să ne lungim, mai ales că sunt și eu într-o mare grabă, dar o fac cu drag această serie pentru că vreau să cresc industria, pentru că vreau să ajut alți freelanceri și pentru că eu cred că este important să ne ajutăm atunci când vorbim de freelanceri în România cu precădere. Iar astăzi vreau să vorbim despre tipuri de clienți și cum ajungi la ei, pentru că eu cred că asta a fost cea mai primită întrebare pe care am avut-o ca reacție la primul clip din seria Freelancer Talk. Cu siguranță că tot ceea ce vă spun eu nu este literă de lege, poate aveți și voi alte idei și chiar m-aș bucura dacă pe lângă clienții despre care voi vorbi eu azi, tipurile de clienți de fapt despre care voi vorbi eu azi, mai îmi dați și voi alte idei. De ce nu? Mai ales dacă sunteți freelancer cu mai multă experiență ca și mine. Ca și freelancer digital strategist, adică un om care se ocupă de strategia de digital a brandurilor, eu am identificat și am atras venituri din 7 surse, 7 moduri de a atrage clienți, cel puțin din experiența mea de un an și jumătate ca freelancer. Numărul 1 la mine și ceea ce a funcționat excelent, mai ales la început când nu știam cu ce să mănânc acest freelancer, ce să fac, nici măcar un portofoliu nu-mi făcusem și nu aveam niciun gând pentru că eu am plecat de vineri până luni, ca să spun așa, din agenție, fără un plan, fără economii. Vă povesteam, cred, și în episodul trecut puțin despre asta. Așa că ce a funcționat cel mai bine la mine și în continuare este important și relevant și cred că, de fapt, asta te face să ai succes ca freelancer și să ajungi la niște clienți foarte, foarte tari, sunt recomandările. Recomandări înseamnă, din punctul meu de vedere, că există o persoană care te cunoaște, cu care fie ai mai lucrat. Nu știu, un exemplu este fostul șef al agenției de publicitate la care ai lucrat. Sau un alt client cu care ai colaborat în trecut. Sau un prieten, dar care știe câte ceva despre tine și din punct de vedere profesional, care activează în total alt domeniu. Nu știu, de exemplu, este avocat și atunci interacționează cu clienți pe care el îi are ca și avocat, dar acei clienți au nevoie întâmplător la un anumit moment și de un om care se ocupe de alte bucăți, fie că este IT, fie că este copywriting, fie că este digital în cazul meu. Și cu ocazia asta vreau să vă anunț că într-un episod următor o să vă spun de ce consider eu că personal branding-ul pentru un freelancer este esențial. Absolut esențial pentru a fi recomandat și pentru a primi recomandări, dar despre asta vreau să fac un clip dedicat pentru că o să vă spun ce înseamnă personal branding-ul pe toate platformele de comunicare, cum facem un portofoliu bun și așa mai departe, ce trebuie să spunem, ce nu trebuie să spunem, dacă există un fel de cenzură în ceea ce privește online-ul. Lăsați-mi și voi în comentarii dacă vă interesează subiectul și bineînțeles că cu mare drag, cu aceleași mare drag cu care fac și acest clip în mod total gratuit, o să fac și acest video. Cea de-a doua metodă prin care eu am obținut clienți în această perioadă este efectiv social media. Asta înseamnă că fie pe Facebook, fie pe LinkedIn, au venit persoane către mine și m-au întrebat printr-un mesaj privat: hei, bună, am văzut că m-am uitat puțin pe LinkedIn sau am auzit de la altcineva și așa mai departe, sau de ce nu, ți-am citit articolul pe blog unde am și acolo o întreagă categorie despre freelancing. Așa că pentru mine a funcționat. În prezent, culmea este că dacă la început nu credeam în sursa asta și mă gândeam că nu poate să vină cineva serios de acolo, în prezent 50% dintre clienții mei m-au contactat ei direct pe mine pe Facebook. Nu spun că sunt eu mai norocoasă sau că nu, dar consider că avea grijă, mai ales atunci când ești pe cont propriu și nu angajat, de a avea grijă cum arată platformele tale sociale este extrem de important.
Pe locul numărul 3, ceea ce o să fiu foarte, foarte cinstită, la mine nu a funcționat, este să merg eu cu mail-uri directe către agențiile din România. Și mă refer aici, bineînțeles, la agenții de publicitate. Deși am primit răspuns, cel puțin, mi-au răspuns la mail, asta e partea bună, unii dintre ei chiar m-au și solicitat pentru un interviu, ca să spun așa, mă rog, un interviu, era mai degrabă o discuție deschisă la o cafea. Asta s-a întâmplat din partea a două agenții din România și asta se întâmpla mai bine de un an, atunci când am început eu și când nu știam ce fac, cum, de unde iau clienții ăștia, și atunci mergeam către aceste agenții. Așa, dar, cum spuneam, pentru mine a treia sursă, dar care nu s-a concretizat niciodată într-un contract semnat, dar sigur că altora el se poate întâmpla, așa că o să spun aici despre ea, este să mergi tu direct către agențiile de publicitate, de digital, de PR, de ce vrei tu, de IT, de grafică, de ce tipuri de companii și agenții ori mai fi, și să le spui: bună ziua, mă numesc X, am făcut asta, aș vrea să fac asta, nu aveți cumva un proiect și pentru mine? Recunosc că, repet, pentru mine, cu excepția agenției la care am lucrat și cu care și în prezent mai colaborez pe proiecte punctuale, și doar o mică excepție, altă agenție care mi-a dat un proiectel punctual într-o lună de zile, nu a fost o sursă de venit extraordinară, adică nu am simțit, wow, aceasta este soluția ca și freelancer. Dar cine știe, poate voi să aveți mai mult noroc decât mine. Numărul 4, și care pentru mine am crezut că o să funcționeze, o să fie wow, dar m-am înșelat, se numește grupuri. Grupurile de Facebook în speță. Eu, de exemplu, văd tot felul de anunțuri de la tot felul de antreprenori, de obicei, antreprenori români, pe grupul antreprenorilor români. Și la început mi s-a părut așa, wow, ce drăguț, chiar aveam o prietenă care mă recomanda acolo cu un tag pe Facebook și îmi spunea, uite, vă recomand pe ea, și eu mă ambalam, le trimiteam mesaj și haideți să vă trimit o propunere, să vă trimit un portofoliu, să vedem dacă putem să începem măcar de la un telefon, nu știu, să ne auzim la o discuție. În teorie, pe acel grup există foarte multe propuneri, destul de des așa sunt acolo oameni care lasă anunțuri că au nevoie de. Tot așa, în cazul meu și concret, nu s-a întâmplat nimic, pentru că, o să vă spun acum ce mi s-a întâmplat, cu cei cu care am reușit să intru în contact și să comunicăm prin e-mail și apoi prin telefon, am primit invariabil răspunsul că tu ești prea scumpă pentru noi. Eu nu consider acest lucru, mai ales considerând ceea ce pot oferi, experiența mea, și pentru că știu exact care sunt fiurile pe care le-aș fi dat dacă lucram în agenție. Așa că eu nu consider așa ceva, nu există prea scump, prea ieftin, există bine sau rău, bun sau calitativ sau necalitativ, cam așa este discuția. Dar, repet, aceste grupuri, asta dacă ajungeam la ei, am primit răspunsul de vreo 3 ori, cred că mi s-a întâmplat într-un an jumătate, că ai fiurile prea mari, iar majoritatea, o să recunosc aici, asta m-a frustrat și chiar le-am scris și administratorilor acelor grupuri, este că majoritatea oamenilor care primeau de la mine pe Facebook un mesaj în căsuța lor, în inbox-ul lor, nu, nici măcar nu că nu îl citeau, nu îl vedeau. Ceea ce mă face pe mine să cred că acele mesaje intrau în spam și nu ajungeau niciodată la mine. Cu siguranță există pe Facebook, mai ales că grupurile de pe Facebook chiar au un engagement foarte mare, cu siguranță există o mulțime de altele de unde voi vă puteți atrage clienți, mai ales dacă sunteți destul de, nu neapărat insistenți, dar trebuie să fiți activi acolo, să vă uitați cu atenție ce, cum și să abordați, încercați să ajungeți direct la omul acela, nu în inbox-ul lui de pe Facebook. La numărul 5 am lăsat platformele de freelanceri. Să știți că și aici sunt foarte, foarte, foarte multe. Poate dacă sunteți freelancer de o bucată bună de timp, deja ați luat contact cu ele, dar dacă sunteți la început și vă gândiți să intrați în această nebuloasă numită freelancing, poate nu ați aflat despre ele și îmi dau seama de asta pentru că atunci când mai spun oamenilor care mă întreabă, voi aș vrea să fiu freelancer de unde să încep și spun, fă-ți un profil pe... Oamenii nu prea știu, dar e normal, nici eu nu știam la început. Sunt multe platforme de freelancing, dar ceea ce funcționează la mine, pentru că mi-a adus clienți, se numește Upwork. Upwork este o platformă unde intri acolo, îți faci un profil, există varianta gratuită și există varianta plătită, costă vreo $18, cred, pe lună, dar varianta plătită ți-asigură mai multe credite, așa se numesc, prin care poți să aplici la mai multe joburi.
E foarte adevărat că la început, când mi-am făcut profil, vreo jumătate de an, greșeala mea a fost că nu am plătit și nu se întâmpla nimic. Adică era ca și cum mă uitam eu după joburi, aplicam, ca atunci când aplici, dai acolo un submit și le trimiți un fel de portofoliu și un fel de scrisoare de intenții. Dar nu se întâmpla nimic. Imediat ce mi-am luat varianta plătită, care eu consider acum că nu este investiția atât de mare, asta dacă, bineînțeles, dacă ți aduce clienți. Cum spuneam, imediat ce a venit varianta plătită, au venit și abordările. După un an am primit și un fel de recompensă, cum se cheamă aia, ca la jocurile din astea, că felicitări, acum ești top rated. Și din momentul în care am devenit top rated, profilul meu este deblocat și se pot uita și clienții la care eu nu am aplicat la joburi, așa că mi s-a întâmplat să fiu abordată și de ei direct. Bună, aș vrea să aplici la noi la acest job, uite, este deschis. Mie, apropo, în primul an de freelancing mi-a adus niște încasări destul de frumoase, nu vreau să fiu ipocrită. Am avut câțiva clienți, dar cel mai important este că aproape cu toții cu care am început acolo, am continuat colaborarea o perioadă mai lungă, nu doar pe proiectelul punctual pe care îl aveau în Upwork la acel moment. Așa că de încercat platformele astea de freelancer, fără prejudecăți că sunt fiuri mici, că te bați cu indienii, niciodată nu știi și până una alta. Repet și o zic tuturor asta, depinde ceea ce oferi tu, cum te vinzi tu, că de asta e important acel personal branding despre care promit că facem un clip, să-mi lăsați, repet, în comentarii dacă vreți să facem asta, eu zic că da, zic că e interesant. Penultima sursă de clienți se numește, am numit-o eu generic așa, propuneri. Propuneri înseamnă așa, că tu ai din anumite surse, nu știu, depinde de unde le-ai luat, de pe net, de pe net însemnând de pe LinkedIn, de pe Google, de pe site-urile companiilor, de pe profilul personal al antreprenorului și așa mai departe. Ai niște adrese de e-mail și te duci în mod direct cu un e-mail către persoana respectivă și îi trimiți o propunere. Asta înseamnă, nu știu, să luăm un exemplu concret. De exemplu, vezi tu că acea persoană are o pagină mică de Facebook cu niște produse cosmetice, ca să luăm așa un exemplu concret. E, ce poți tu să faci? Poți să-i scrii în mod direct: Bună, am văzut că ai asta și asta, aș putea să te ajut cu grafică, IT, SEO și așa mai departe. Poți să te duci către persoana respectivă cu un mini audit, ca să-l numim așa, adică să-i spui cam ce mici schimbări ai face tu, fără să-i dai absolut totul gratuit, bineînțeles. Și next level, ca să spun așa, ar fi și o propunere concretă de campanie. De exemplu, nu știu, îi spui brandului de cosmetice despre care vorbeam mai devreme, eu cred că ar fi super cool să mergem împreună la următorul, nu știu, V for Vintage sau Femei Pămătăsari sau mai știu eu ce, să facem activarea asta și eu te pot ajuta cu asta și așa mai departe. Mă rog, propunerile sunt multiple, bineînțeles, ține foarte mult de creativitatea voastră, dar ține și de timpul pe care îl aveți să faceți asta, pentru că, spre deosebire de toate celelalte, unde doar aplici și aștepți să vezi ce se întâmplă ceva sau doar trimiți un mail și te rogi să te aleagă pe tine, aici implică și mai multă muncă în prealabil și trebuie să fii destul de hotărât, destul de sigur pe tine că merită acel efort, încât să mergi tu direct cu o propunere către client. Eu aș mai sta cu voi foarte mult la povești, că îmi place enorm să povestim, dar vreau ca aceste clipuri de pe Freelancer Talk să nu fie atât de lungi, încât să vă luați informația cât mai structurat și să vă notați acolo sau pe viitor când vreți să începeți freelancing-ul, să deschideți aceste clipuri și efectiv să spuneți, uite, asta, asta și asta și asta, în doar câteva minute, fără să ne lungim la povești de ore. Așa că am ajuns la ultima categorie. Asta se numește, am numit-o eu generic, evenimente sau networking, cum vreți voi să-i spuneți. Pe scurt, ce înseamnă asta? Înseamnă că tu, ca și freelancer, este indicat, cel puțin din punctul meu de vedere, să nu stai închis doar în pijamale la tine în casă. Înțeleg frumusețea acestui lucru, dar din când în când mergi la un hub de freelanceri. Mergi la un eveniment care, bineînțeles, că are legătură cumva cu domeniul tău, nu total paralel. Nu știu, fie că este o conferință, fie că este un workshop, fie că este o prezentare pe care o oferă cineva și așa mai departe. Mergi acolo și dacă mergi și tot te-ai deplasat și te-ai îmbrăcat și ai plătit Uber-ul și ce ai mai făcut tu, dacă ești femeie, te-ai machiat, nu sta retrasă în colț acolo sau nu sta retras. Încearcă să socializezi, încearcă să faci networking. Niciodată nu știi cu cine poți interacționa. Poate este un director al unei companii, poate este un strateg de la o agenție și așa mai departe, care se întâmplă să aibă nevoie de tine. Ceea ce consider eu este că
a ieși din zona ta de confort și în pijamalele tale de acasă și te-a arunca într-un cerc pe care îl explorezi pentru prima oară, unde totul este nou pentru tine, și a avea curajul să te prezinți, bună ziua, eu sunt, mă numesc, fac asta, poate să-ți aducă o grămadă de beneficii, de networking, pentru că eu cred 100% că aceasta și este rețeta succesului, acest networking, și nu e necesar să se întâmple totul în secunda 2, chiar dacă ați avut o discuție atunci, poate mai ieșiți la o cafea, poate vă reîntâlniți peste un anumit timp, dar eu te asigur, cel puțin experiența mea, că niciodată nu este inutil să faci networking, pentru că o să folosești acea cunoaștere sau acea cunoștință peste timp. De 2 săptămâni trebuie să recunosc cinstit că nu mănânc, nu dorm, decât foarte, foarte agitată, pentru că s-au întâmplat o mulțime de schimbări în viața mea, mai ales cu coronavirus, mi-a dat peste cap multe bilete de avion, mă rog, o întreagă nebunie, așa că o să vă povestesc curând cum am plecat de data asta nomad digital și câte peripeții am trăit ca să ajung să fac asta, în fine. Dar până atunci, tocmai pentru că sunt pe această grabă, eu sper din suflet că cele 7 categorii de surse de clienți să vă ajute. Să știți că aventura despre Asia o găsiți tot aici pe Lumi Travels, pe canal, dar și pe Instagram la mine, pe Lumi Travels, unde, bineînțeles, că pe lângă aceste clipuri intitulate generic Freelancer Talk, pe care vă super mulțumesc dacă le apreciați, dacă îmi lăsați un comentariu și dacă le dați și oamenilor care sunt interesați de ce înseamnă freelancing și poate așa află și ei mai multe, poate de ce nu se aprinde o rotiță și spun, aș putea să fac și eu asta, dar pe lângă asta există și clipurile de călătorie pe care mi-ar plăcea foarte mult să le vedeți și să-mi spuneți care este preferatul vostru. Aș aprecia, bineînțeles, un subscribe acolo și un comentariu și de ce nu un like și apăsa pe clopoțel, pentru că fac această serie și, de fapt, toate clipurile pe care le fac eu pe YouTube, tot conținutul, absolut gratuit, cu mare drag pentru voi și sper să vă ajute. Dacă o persoană este inspirată, așa cum primesc mesaje, inspirată sau efectiv a fost informația mea de ajutor către acea persoană, atunci eu sunt perfect mulțumită. Vă super mulțumesc, alerg în curând către aeroport, așa că următorul clip Freelancer Talk data viitoare, sper să pot săptămâna viitoare, pentru că sunt plecată cu ambasada Indoneziei în prima săptămână, dar sper să am timp, dacă nu, maxim în 2 săptămâni, o să vină episodul numărul 3 și v-am zis să vorbim despre personal branding. Eu cred că e important să știm cum să ne vindem, domnule, ca și freelancer, așa că ne vedem data viitoare cu un clip care va fi filmat din Asia.